Salutare, prieteni, și bine ați revenit la o nouă poveste. Povestea de astăzi este una interesantă, așa că rămâneți cu mine până la final, fără să derulați vizionare plăcută. Daria s-a uitat în oglindă. Apoi s-a așezat pe scaunul din biroul ei. După operatie, nu mai avea cicatrici pe față, doar gâtul ei era încă cicatriciat de arsuri grave. Dar asta nu era o problemă, pentru că totul putea fi acoperit cu un șal sau un batic. A închis ochii și și-a amintit din nou de ziua în care ea și părinții ei au avut un accident de mașină groaznic. Avea doar 10 ani. Părinții ei au murit pe loc, iar ea a fost salvată din mașina în flăcări. A supraviețuit miraculos. A deschis jurnalul pe care îl începuse să-l scrie când era internată în spital. A luat pixul și a făcut o notă. Astăzi sunt fericită. În sfârșit mi-au fost scoase bandajele și mi-am văzut fața mea. Acum pot ieși afară, fără să mă tem și fără să mă simt stânjenită. Vreau să intru la facultate. Bunica spune că voi reuși, chiar dacă nu am mers la școală din cauza rănilor mele, dar am șanse și voi reuși să fac tot ce îmi propun. Dacă voi intra la facultate, trebuie să mă întâlnesc cu el. Și asta pentru a mă răzbuna, așa cum am promis atunci. Își amintea perfect ziua în care l-a văzut pe vinovatul accidentului. Au făcut totul pentru a face ca părinții ei să fie considerați vinovați pentru accident și pentru a scăpa de consecințe. Nimeni nu a crezut-o pe fata de 10 ani, deși a strigat că ei au tăiat calea mașinilor și că tatăl ei nu a mai putut controla mașina și au pierdut controlul. Iar ei nici măcar nu s-au oprit și au plecat mai departe. Apoi niște martori au spus că au văzut cum tatăl Dariei a tăiat calea altei mașini și apoi s-au răsturnat. În cele din urmă, părinții au fost găsiți vinovați. Daria și amintea când i s-a spus acest lucru. Ea le-a strigat că se va răzbuna pe ei pentru tot ce i-au luat de la ea, părinții, copilăria și fața. Bunica ei a luat-o în grijă după ce părinții ei au murit. Ea nu se înțelegea foarte bine cu bunica ei la început chiar nu voia să vorbească cu această femeie arogantă și înțepătoare. Dar apoi, Daria a început să înțeleagă că bunica ei o iubea, într-un mod diferit de cum o iubesc părinții ei. Când bunica ei a adus-o din spital și a dus-o în cameră, Daria a fost surprinsă. O astfel de casă și de camere le văzuse doar în filme, pe care le iubea mama ei. Acum aceasta este camera ta. Aici vei locui, i-a spus bunica ei. Te-ai așezat, că aici se află al meu, profite la sănătate. Mâine vor veni la tine profesorii, pentru că în această formă nu poți apărea la școală. Ești urâtă, toată lumea se va uita la tine fie râzând, fie speriată, și nu va fi niciun folos din învățătură. Fie te vei supăra, fie, din potrivă, te vei închide în tine, iar mie asta nu-mi trebuie. Avem cu tine o altă țintă am auzit cum urlai la spital că vei răzbuna pe acești oameni moartea părinților tăi. Sunt corectă, da, aceasta este singura mea țintă. Este minunat, doar că ești mică pentru astfel de lucruri încă. Deci trebuie să înveți, asta e unul. Și am vorbit cu doctorii, ei mi-au spus că ești încă copil și după ce ai trecut prin operație. Nu ți se poate face, așa că va trebui să rămâi așa pentru moment, dar cred că pentru tine nu este o problemă, pentru că vei sta tot timpul aici și nu vei ieși nicăieri, asta este clar. Adică, nu voi comunica cu nimeni, doar cu mine și cu personalul din casă și cu profesorii, și toți ar trebui să uite de tine, să uite că există o astfel de fată, Daria Makarova, te înțeleg. Daria a dat din cap, a trecut prin cameră iar apoi s-a așezat pe un mic canapea care stătea în colț și a gândit, trebuie să stau închisă mult timp. Șapte ani, așa că vom face o operatie, trebuie să intri la institut acolo unde ți voi spune, dar asta este tot ce trebuie să știi. Am înțeles, dar am o întrebare. Doar una, bine, hai să-ți dau întrebarea ta, poate o pot răspunde a spus bunica, uitându-se surprinsă la nepoata ei și încercând să înțeleagă pe cine seamănă, pe fiul ei sau pe mamă. Tu ai și bani, așa că de ce nu ai dovedit că ei sunt vinovați de moartea părinților mei? Nu înțelegi, de am bani, dar sunt singură. Ei sunt milionari cu legături uriașe, ne-ar fi călcat în picioare pe noi ca pe niște gândaci. Îți este clar? Înțeleg, nu mai am întrebări. Dincolo de asta, nu-mi plăcea să locuiesc la bunica mea. În fiecare zi, Sofia îi aducea micul dejun în cameră și o întreba cum se simte, nu vrea altceva. Dar ea era mulțumită. Ea răspundea constant că totul este bine, că nu are nevoie de nimic. La ea veneau profesori care se ocupau de ea, îi cereau chiar mai mult decât îi erau date, și într-o zi ea nu a mai rezistat și s-a plâns de ei. Bunica a fost foarte surprinsă când Daria i-a spus că ea însă și a cerut tutorilor să o învețe acasă. Dar de ce mi este uneori foarte greu să învăț tot asta dintr-o dată? De ce nu înțelegi asta? Dacă aș fi la școală, mi-ar fi mult mai ușor decât acum. Oprește-te să te plângi. Vreau să fii puternică și inteligentă. Și nu uita că avem ceva de făcut împreună. Sper că ți-amintești, a spus Daria. Da, a răspuns Daria și a plecat în camera ei. A deschis jurnalul și a scris că urăște bunica ei, care face totul pentru a-i face viața foarte grea. Nu înțelegea încă că bunica ei vrea să facă din ea o persoană puternică, care să poată face față oricărei situații fără ajutor. Camera ei era plină de oglinzi. Oriunde se uita, vedea fața ei, mutilată de accidentul de mașină. Vreau să urlu, acest chip este al tău. Dar în cele din urmă a putut să se uite la ea fără să se teamă. Nu ține cont de privirile pline de compasiune ale profesorilor și ale servitorilor din casă. Cu timpul, profesorii au început să o vadă ca pe o elevă capabilă și hotărâtă. Da, ești o idiotă, dar ești hotărâtă să-ți atingi scopul, se gândea Daria. Relația ei cu bunica ei s-a schimbat. Acest lucru s-a întâmplat după un dialog sincer, într-o seară, când Daria credea că toată lumea doarme. Ea era singura care nu putea adormi din cauza tunetului. A ieșit pe verandă și se pregătea să se așeze în fotoliu, când a auzit vocea buniciei. Nici mie nu-mi vine să dorm. Tunetul este înfricoșător, dar mă voi duce să nu te deranjez. Nu mă deranjezi, a spus Daria. Cred că ar trebui să vorbim. Am discutat recent cu profesorii tăi. Ei te laudă în continuu. Spun că ești o fată foarte talentată și inteligentă. Mă bucur, a spus Daria, dar nu înțelegea ce vrea să spună bunica ei. Tatăl tău era, de asemenea, un băiat inteligent. A făcut totul pentru a se educa. A intrat la facultate și a lucrat, ca și tatăl său, la bancă. În acea zi, nimic nu prevestea nenorocirea. Soțul meu a plecat la muncă, ca de obicei. L-am dus pe Pavel la școală și am mers mai departe. Mi-au sunat seara și mi-au spus că banca a fost jefuită și că soțul meu a fost grav rănit. Am abandonat totul și m-am dus la spital, dar din păcate, a murit fără să-și revină. A fost o anchetă, dar nu au găsit vinovații. Mi s-a spus că au prins pe cineva din bandă, dar era doar o piesă mică. Comandantul real era în umbră. Am crescut singură fiul meu și el m-a ascultat fără discuții. Când a absolvit facultatea, a mers să lucreze în aceeași bancă unde lucra tatăl său. Mă amintesc că mi-a spus despre un bărbat care i-a spus că are informații despre tatăl său și că știe cine a fost comandantul. El i-a spus că poate să-i spună totul. A cerut o sumă mare de bani pentru această informație, dar eu nu am acceptat, pentru că am crezut că este un escroc care vrea să câștige bani. Fiul meu a fost foarte supărat, mi-a spus că am greșit și că eu sunt cea care pune bețe în roate în această chestiune. Dar eu doar mă temeam să nu-l pierd. Cred totuși că în spatele acestei crime sunt oameni foarte serioși și că nu este cazul să scoatem la iveală trecutul. De ziua aceea, relația noastră s-a deteriorat. El a plecat de acasă și a început să trăiască singur. Apoi, ca să mă supere, s-a căsătorit. Cu mama ta. Mi se părea atunci că face toate acestea intenționat, pentru a mă supăra. Și eu nu am dat acordul meu pentru acest mariaj. Mă gândeam că se va răzgândi și că nu se va căsători, dar s-a întâmplat contrariul. S-a căsătorit cu mama ta. Apoi, observându-le, am înțeles că nu o făcea din răzbunare, ci că o iubea cu adevărat. În plus, ea era deja însărcinată. Dar eu așteptam ca el să vină la mine, să-mi spună totul și să-l accept împreună cu soția lui. Dar el era prea mândru și, se pare, credea că nici eu nu voi da acordul și că voi fi împotriva soției sale. Apoi a apărut tu, dar noi toți încă nu ne-am vorbit. Acum înțeleg că, dacă nu ar fi fost mândria mea, este posibil ca fiul meu să fi fost încă lângă mine. Sau poate nu? Am pierdut atât de mult timp pentru că niciunul dintre noi nu a vrut să facă un pas și acum regret asta mai mult decât orice pe lume. Știi, Daria, când te privesc, mă gândesc că probabil Dumnezeu te-a lăsat să apară în viața mea. Avem nevoie unul de celălalt ca niciodată te iubesc foarte mult, deși am încercat să nu-ți arăt asta tot timpul. Acum m-am gândit la asta, mi-am amintit de tot și am înțeles că fac aceeași greșeală ca și cu fiul meu. Atâta timp cât avem timp, ar trebui să fim apropiați unul de celălalt, pentru că acum știu că totul se poate termina în orice moment. Și în afară de regret și dezamăgire, nu va rămâne nimic. Îmi pare rău, nepoată, am fost prea cu tine, am pus oglinzi în camera ta și te-am forțat să le privești, crezând că astfel te voi face mai rezistentă. Acum văd că, în schimb, te-am îndepărtat de mine, iar asta nu este corect. Îmi vei ierta vreodată. Desigur, bunico, la urma urmei, nu am pe nimeni mai drag decât tine, așa că nu sunt supărat pe tine. Totul este în regulă. Apoi Daria a venit în camera ei. A scos jurnalul și a scris doar o frază: Între noi a început să se topească gheața și bunica mea mă iubește. Daria a început să se uite mai des în oglindă. În ciuda cicatricilor urâte, ea înțelegea că avea o figură frumoasă și un chip. Ar putea fi o fată destul de frumoasă. Bunica a observat că ea a început să se înfrumusețeze în fața oglinzii și, prin urmare, i-a spus, după ce vei termina clasa 11, -a, te vei supune imediat unei operații plastice. Apropo, chirurgul plastician va veni astăzi pentru a te examina. Adică vrei să spui că voi fi în curând o frumusețe. Da, vei fi cea mai frumoasă fată. Văd că ești ca mama ta în caracter și ca tata în frumusețe. Și asta este minunat din ziua în care bunica a spus că o iubește, nu au mai avut secrete unul de celălalt. Bunica i-a arătat fotografii de familie. Au vorbit despre mama ei și i-a povestit tot ce își amintea despre părinții ei. Îmi plăcea când mama și tata se jucau cu mine. Îmi plăcea când tata mă punea pe umerii lui și mi se părea că văd întregul lume. Mama mergea mereu lângă mine și spunea că ea vrea și ea să fie ridicată în brațe, dar el râdea și spunea că acum este locul meu și că trebuie să se împace cu asta. Mama umfla buzele și făcea fete amuzante, dar și noi râdeam. Ne distram foarte bine. Acum văd că aveți o familie minunată, unde vă iubeați unul pe celălalt. Dar eu am fost foarte schimbată când am pierdut soțul și am rămas singură cu Pavel datorită părinților mei, am trăit bine. Și în plus, soțul meu a găsit un loc de muncă. Adevărat, părinții mei l-au ajutat, dar nu este groaznic. Se descurca perfect în munca lui. Nu puteam să-mi permit să nu lucrez, să stau acasă, să cresc un copil, așa că am făcut-o și eu. Și apoi totul s-a prăbușit într-o clipă, ca și la tine, bunico. Dar poate că totul a fost aranjat poate că tatăl totuși a aflat ceva. Nu, draga mea, am făcut cercetări, acești oameni, deși sunt foarte bogați, nu au nicio legătură cu acest caz. Dar au legătură cu asta, cu moartea. Nu le vom ierta niciodată atât de ușor, ai înțeles. Da, bunica, și mă amintesc de asta. Anna Sergeiovna, o femeie de 40 de ani, s-a uitat în oglindă, s-a zâmbit la reflexia ei și a intrat în sufragerie, unde masa era deja pusă. Ei a sărutat fiul pe obraz și a urat bun venit soțului ei, care stătea și citea ziarul. El a mormăit ceva în răspuns, nici măcar nu privind-o pe soția lui. Acest lucru a întristat-o, dar ea a încercat să nu arate. S-a așezat la masă, zâmbind tot timpul. Fiul meu, cum ești? Cum merg lucrurile la școală? te pregătești pentru examene, totuși este clasa a 12 -a. Da, mamă, mă pregătesc. Tu și tatăl îmi tot spuneți că trebuie să devin un finanțist bun, să merg pe urmele tatălui meu. Desigur, nu vreau să lucrez la bancă, dar ce nu faci pentru părinții tăi dragi? Fiule, nu face glume, știi foarte bine că vei lucra tu la banca tatălui tău, iar el se va putea odihni în sfârșit. Apropo, dragă, poate să plecăm undeva, că nu ne-am mai dus nicăieri de mult, trebuie să pleci tu, iar mie nu-mi este timp. Mult de lucru, a spus Valeriu Pavlovici, a închis iarul și s-a ridicat de la masă. I-a privit după soțul ei și s-a încruntat. Valeriu se purta cu ea foarte rece. După incidentul care s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Ea călătorea atunci cu mașina ei nouă, I s-a făcut dor să încerce ce poate și a accelerat la viteza maximă, dar la o curbă a fost aruncată în aer și a tăiat calea altei mașini. Atât de tare încât șoferul nu a mai putut să controleze mașina și a zburat în prăpastie. Ea nu s-a oprit din cauza fricii, a mers mai departe și abia când a ajuns în oraș a realizat ce a făcut. În plus, în mașină nu era singură, ci cu iubitul ei, care era mort de frică. Apoi a povestit totul soțului ei, iar el, cum a putut, a ascuns acest lucru. Singurul lucru care i-a șocat pe amândoi a fost acea fată de 10 ani cu fața stricată. Ea țipa că îi urăște și că va face tot posibilul să se răzbune. Părea că un copil ce poate face. Dar aceste cuvinte le-au pătruns adânc în suflete. Apoi s-a dovedit că în mașină nu era singură, iar atunci Valeriu a încetat să mai vorbească cu ea și a vrut chiar să divorțeze. Dar apoi, după ce s-a gândit, a decis să rămână acasă. Dar relațiile cu soția au devenit groaznice. Anna știa că soțul ei are o amantă, pe care o iubește foarte mult și asta, de fapt, nu o ascunde. Ea era foarte îngrijorată și geloasă. Dar înțelegea că ea însă și e de vină pentru toate și credea că trebuie să facă tot posibilul pentru a-și câștiga din nou dragostea soțului ei. Dar oricât de tare s-ar fi străduit, soțul ei nu o băga de seamă deloc. Fiul ei vedea că părinții lui aproape că nu mai vorbesc și că așa e de foarte mult timp. Pe măsură ce creștea, el nu mai putea înțelege de ce acești doi adulți își strică viața unul altuia și totuși trăiesc împreună. Odată, a întrebat-o pe tatăl său, când mergeau acasă împreună. Atunci, tatăl l-a luat pe fiul la vânătoare pentru prima dată în viața lui. Tată, tu nu o iubești pe mamă, nu? Atunci, care e problema? De ce nu divorțezi și nu te căsătorești cu mătușa Olga? Apropo, e foarte drăguță, mi-a plăcut. Ai dreptate, fiule, Olga e o femeie bună și îmi pare rău că nu am întâlnit-o mai devreme, dar nu pot să divorțez de mama ta. Jumătate din acțiunile băncii sunt în proprietatea ei. Așa că noi cu ea, așa să zic, suntem legați între noi. Știi, eu foarte mult o iubeam pe mama ta înainte și dacă nu mi-ar fi fost infidelă, aș fi continuat să o iubesc, dar nu am putut să iert trădarea. Mă amintesc, era ziua ei de naștere, i-am dăruit o mașină pe care o dorea de mult. Mă gândeam să rezerv o masă la restaurant și să petrecem seara împreună, să sărbătorim, așa să zic, această sărbătoare, dar ea a decis să petreacă ziua aceea cu amantul ei, a vrut să-l plimbe cu mașina ei nouă. Și apoi a avut loc tragedia, dar totul s-a rezolvat, dar faptul că mi-a fost infidelă, nu am putut să iert, și de aceea mi-am găsit altă femeie, iar cu mama ta trăim așa, pur și simplu, pentru că avem obligații unul față de celălalt. Da, și mai este și tu, deși ești adult și înțelegi multe, dar noi nu putem divorța. Iată cum stau lucrurile, fiule, na, na, na. Dar asta e groaznic, tată. E oribil să trăiești cu o persoană pe care o urăști. Ai dreptate și de aceea eu cât mai rar posibil încerc să apar acasă, iar mama ta nu mai are acum niciun drept să iasă oriunde fără știrea mea. Iată, așa ea ia stă aproape toată ziua acasă, pentru că îi se interzice să-l părăsească. Aștept să se plictisească de tot asta, să se răzvrătească, atunci va trebui să-și vândă toate acțiunile, iar ea va rămâne cu nimic, și ea se teme foarte tare de asta, de aceea și îndură. Da, ce mizerii, tată! De ce ai decis să-mi spui toate astea? Pentru că tu ești deja adult și nu am mai vrut să-ți ascund nimic. În plus, îmi trebuie ca să ieși mai des cu mine la vânătoare sau la pescuit, să cunoști oamenii potriviți. Toate astea ți vor fi utile în viitor. Da, și apoi, Olga o pot ascunde pe ea, de aceea am decis să-ți spun totul, pot să-i spui mamei, mie nu-mi pasă, pur și simplu, acum tu știi totul. Eu nu voi spune nimic, acestea sunt deja chestiuni de bărbați, despre care nici măcar ea nu are nevoie să știe. Da, fiule, și tu ai devenit cu adevărat adult și mă bucur că mă înțelegi. Anna vedea că acum și fiul ei se îndepărta de ea. Nu-și dorea asta și de aceea a decis să vorbească cu el. El a venit de la școală, i l-a invitat la masă, a decis să afle de ce se comportă așa cu ea. Aflând de la fiu cum merg lucrurile la școală, i l-a întrebat, fiule, am senzația că mă eviți, e adevărat. Da, pentru că nu mă așteptam la asta de la tine. La tatăl meu mai este atâta răbdare, și eu aș fi suportat o soție care mi-ar fi înșelat încrederea, chiar nici măcar o clipă nu aș fi tolerat-o lângă mine, dar asta e treaba voastră, dar să știi că mi-a fost neplăcut să aud asta, și de aceea încă nu știu cum să reacționez la toate astea. Tată, fiule, nu te grăbi să reacționezi, pentru că ai ascultat doar o parte, iar acum nu vrei să auzi și partea mea. Știi, mamă, ce s-ar fi întâmplat dacă nu-ți-aș fi fost infidelă? Dacă aș fi fost fericită cu tine, nu mi-aș fi dat voie să fac asta. Dacă el nu m-ar fi mulțumit, trebuia să-i spun asta, să vorbim sau să plec de la el. Nu-ți dai seama cât de mult l-am rănit. Deși el nu s-a plimbat de la mine, a lucrat pentru tine și pentru mine, dar eu am fost singură. Ce femei ar putea suporta asta? Poate o altă femeie ar putea suporta, dar eu nu am avut nicio justificare pentru că eu sunt de vină pentru tot și acum să-ți mulțumești că el încă mai este cu tine și nu ești o divorțată, deși el iubește o altă femeie și ea pe el. Ana a izbucnit în lacrimi. Nu se aștepta să audă asta. Așadar, soțul ei și-a prezentat fiul amantei lui. Nu-i va putea ierta niciodată asta. Și astăzi, când va veni de la serviciu, îi va spune tot ce crede. Valeria a venit târziu pentru că după serviciu nu se mai grăbea acasă, deoarece de obicei se oprea la Olga pentru a petrece puțin timp cu ea. Ea îi spunea mereu să rămână peste noapte, dar el nu putea. Nu știa el însuște ce. Dar tot pleca acasă pentru că înțelegea că, oricum ar fi, el era încă căsătorit și că trebuia să doarmă acasă. A intrat în sufragerie și a văzut că ea nu doarme. Ce faci că nu dormi?" Mă întreb? De ce ai spus despre ea fiului nostru? Nu te preface că nu înțelegi despre cine vorbesc? Despre amanta ta? De ce ai făcut-o? Așa a ieșit și apoi, nu uita, el este deja un bărbat adult, vede și înțelege totul. Așa că nu mai puteam să-i ascund nimic. Și tu ai fost vreodată atentă la ce simt eu și cum voi putea să-i privesc în ochi? Ar fi trebuit să te gândești la asta mai devreme, când te distrai cu amanta ta. Pe atunci ți era indiferent de noi, iar acum ți-e rușine să te uiți în ochii fiului nostru. Ce femeie este asta? De ce mă chinuiești? Haide să ne despărțim, ca să nu ne mai vedem niciodată. Așa nu se poate trăi. Vinde acțiunile și ești liberă. Dar eu nu pot. Atunci voi rămâne fără nimic. Este alegerea ta, atunci nu-mi spune nimic, pentru că în această situație nu ai dreptate. Nu vrei să renunți la acțiuni. Atunci trăiește liniștită și nu deranja pe nimeni, iar dacă nu, dăm jumătatea ta și poți fi liberă. Tu știi bine că sunt răbdător, dar dacă îmi vei supăra din nou nervii, aș putea să procedez cu tine mai dur. Mă cunoști, nu mă trata atât de dur, nu mai pot, atâta timp a trecut. Nu cumva nu m-ai iertat încă, Imaginează-ți că nu, te-am iubit mai mult decât viața, Anna. Tu ai stricat totul, așa că totul va rămâne așa, sau poți schimba totul și să părăsești această casă, să pleci fără nimic. Să încep o nouă viață. Dar cum voi trăi eu? Nu știu, nu mă mai privește. Se pare că ți-a fost prea bine, încât ai putut să-ți permiți alt bărbat, înșelăciune, minciuni, și toate acestea pentru a nu fi plictisită acum la fel inventează ceva, astfel încât să-ți fie bine. Sunt sigur că vei reuși, dar alegerea este a ta și nu mai veni la mine cu astfel de întrebări, nu-mi pasă. Anna a înțeles că soțul ei chiar a încetat să o iubească. Și că acum nu mai are nevoie de ea. De ce a sperat atât de mulți ani la ceva, a încercat să repare ceva, totul a fost inutil, iar timpul este un idiot și acum, la 40 de ani, ea nu mai este necesară nimănui. Nici măcar la serviciu nu o va lua nimeni, cu excepția unei menajere, unde nu este nevoie de experiență. Ea nici măcar nu are unde să locuiască, adică va trebui să închirieze un apartament și nu unul în care a fost obișnuită să trăiască, ci ceva mai modest nu este posibil. Ea va suporta, va suporta abuzul soțului ei, urafiului ei, pentru că nu are unde să se ducă și apoi are acțiuni, și cât timp le are, are dreptul la ceva. Dar dacă le va da, atunci este sfârșitul, atunci va trăi în sărăcie. După ce chirurgul a examinat-o pe Daria, ea s-a așezat din nou la cărți, iar el a mers să vorbească cu bunica ei. Ce zici, Sergei Vladimirovici, îi poți ajuta pe nepoata mea? Am venit să vorbesc cu tine pe această temă, Larisa Georgivna, înțelegi, fața o putem salva, dar gâtul nu-l putem atinge. Din păcate, dar gâtul ei va rămâne așa cum este. Adică nu se poate face nimic. Nu, pentru că este foarte periculos. Pielea de acolo este cicatrice, așa că chiar dacă mă amestec, poate avea consecințe grave. Am înțeles, și atunci ce să facem? Ei bine, cred că nu este nimic groaznic, cicatricea este mică și nepoata ta o poate acoperi cu un șal sau poate purta haine cu guler mai înalt. Așa că totul este clar, dar mi-ar plăcea să eliminați toate cicatricile, nu doar pe față. Dar te-am înțeles și sunt recunoscător că mi-ai explicat totul. Când vei începe? După cum mi-a explicat nepoata, are examen în față. Și din acest motiv, ea este ocupată în prezent, dar după ce va trece toate, să mă anunțe. Sergei a ieșit din casă. A urcat în mașină și a plecat la clinică ea nu ieșea din minte, o vedea în ochi și nu se putea desprinde de ele. În mod mental, deja și imagina cât de frumoasă era această fată, și dacă nu ar fi fost această nenorocire care i s-a întâmplat, după ea ar fi alergat deja o mulțime de băieți. Inima îi bătea cu putere în piept și el înțelegea că se îndrăgostise. Desigur, diferența de vârstă era uriașă, întregi 20 de ani. Dar el nu putea face nimic cu asta, cu el s-a mai întâmplat odată, nu, desigur, înainte de asta se îndrăgostise și chiar a fost odată căsătorit. Doar că nu a ieșit nimic din asta. El a lucrat tot timpul. În plus, de cele mai multe ori, clienții lui erau femei care se îndrăgosteau de propriul lor doctor. Pe lângă faptul că Sergei își cunoștea perfect munca, era și un bărbat frumos, care avea grijă de sănătatea și silueta sa. Asistentele de la spital erau nebune după el și fiecare dintre ele visa în secret să-l obțină, dar el nu se mai gândea să se căsătorească. Și abia astăzi, examinând-o pe Daria, a înțeles că inima lui, pe care a înghețat-o cu câțiva ani în urmă, a început să se deschețe, pentru că s-a îndrăgostit. După ce doctorul a plecat, Daria a decis să citească puțin și chiar a deschis o carte, dar toate gândurile ei erau departe. Ea și-a închis ochii și a simțit din nou pe fața ei mâinile delicate ale doctorului, care o examinau, atinându-i pielea cu bâlândețe. Doamne, ce plăcut era! Desigur, ea înțelegea că fața ei provoca dezgust, dar în același timp, vedea că pe Sergei nu îl impresiona deloc. El o privea în alt fel, încercând să o ajute. Dar, Daria, adună-te, la ce te gândești? Un astfel de bărbat nu va fi niciodată interesat de tine, în primul rând, există o diferență de vârstă mare, 20 de ani. În al doilea rând, este atât de frumos, probabil că are o soție și copii, așa că trebuie să luiți. Nu-ți face iluzii despre el. Și apoi, ea avea o altă sarcină. Își amintea că trebuia să se răzbune pe oamenii care îi stricaseră viața. În curând, în camera a intrat bunica ei, care a privit-o pe nepoată, apoi a spus: Nu totul este atât de bine, cum credeam, dar este mai bine decât nimic. Fața ta poate fi salvată, dar restul nu. Cât știu eu, corpul tău este în ordine, doar fața și gâtul au fost grav afectate. Deci, gâtul va rămâne cu cicatrici. Doctorul a spus că nu se poate face nimic. Da, am înțeles cred că restul se poate ascunde. Și eu așa cred. Cum te simți? Apropo, mi se pare că ești un pic fierbinte, nu ai temperatură. Nu, bunica, singurul lucru pe care ți l-aș ruga este să chem profesorii. Sunt pregătită pentru examene, cred că e timpul. Trebuie să am timp să intru la facultate, așa că cu cât mă voi interna mai repede în spital, cu atât va fi mai bine pentru toți. Bine, dragă! Așa vom face. Iar acum să mergem să bem ceai și să discutăm câteva chestiuni. Și să vorbim pur și simplu, nu mă pot obișnui cu faptul că ai devenit deja adultă, inteligentă, iar eu aș vrea să rămâi copil cât mai mult timp. Sergei a plecat la clinică, a intrat în biroul său. A deschis agenda și a văzut că întregul său program pentru lună este ocupat, dar a reținut conversația cu Larisa Georgivna. El înțelegea că trebuie să o opereze pe Daria cât mai curând posibil, așa că o va primi în afara rândului cu clientele sale. El va face totul astfel încât ele să nu se prindă că au fost pur și simplu împinse. El s-a așezat în fotoliu și a închis ochii. Cât de mult timp a trecut de atunci? Își amintea cum a visat întotdeauna să aibă propria clinică. Cum va opera acolo? Femeile care apelau la el vor fi mulțumite. Totul a ieșit așa cum a vrut. Doar că fericirea nu i-a adus-o. La început, desigur, a fost fericit de faptul că era înconjurat de frumusețe, pentru că fiecare a doua pacientă credea că ar trebui să fie soția lui. Pe una dintre ele a și ales-o. Numai că fericirea asta nu i-a adus-o. Natalia era o femeie bună, inteligentă, dar nu era mulțumită de ceea ce vedea în oglindă. I se dorea să fie și mai frumoasă. Ea cerea constant soțului ei să o facă și mai frumoasă. El a și făcut-o. Doar că după aceea a pierdut tot interesul pentru el. Ea era pur și simplu o păpușă făcută, care nu mai avea nimic al ei. A început să observe că femeile care mergeau la operatie pentru a-și schimba fața, pierdeau în același timp sufletul lor ele deveneau altele, interesante, așa că au trăit literalmente doar trei luni și el nu a mai rezistat și a cerut divorț. Își amintea cum i a urla că va mai mușca de coate, că pierde o astfel de frumusețe, dar lui nu-i păsa de nimic. Era neinteresantă, apoi s-a recăsătorit. Iată că recent a venit din nou la el, a cerut să-i mai corecteze fața. Dar privind-o, el a spus că nu va mai face nicio operatie, pentru că asta ar putea sfârși tragic. Ce vrei să spui? Nu l-a înțeles atunci. La faptul că fața ta este acum o mască și nu pot face nimic în privința asta. Ai uitat un lucru important despre care ți-am spus întotdeauna, că nu trebuie să abuzezi de astfel de lucruri, pentru că ești un om viu și pielea și corpul tău pur și simplu nu vor mai rezista la o nouă operatie și poți muri ei bine, ce să fac? Uită-te la mine, înțeleg că cu vârsta mușchii feței slăbesc și am crezut că poți remedia asta și să mă faci din nou frumoasă. În cazul tău, ai fi putut să păstrezi toate acestea dacă te-ai fi îngrijit de ele, dar ai considerat că poți lăsa totul așa, apoi să vii din nou la clinică și să slăbești din nou 10 ani într-o clipă. Dar nu este așa, așa că îmi pare rău, nu te pot ajuta. Ea a făcut din nou un scandal. Spunea că îl urăște și că îi face rău, că nu vrea să facă operația pentru a o face să se simtă mai bine. Soțul a plecat de la ea, dar lui nu-i păsa. El înțelegea că acolo nu mai era nimic de schimbat și tot ce putea face era să înceapă să aibă grijă de ea. În ultima vreme, el a început să observe că a încetat să mai privească femeile ca pe ceva frumos, plăcut și interesant. Toate erau pentru el la fel. Dar iată că astăzi această tânără fată, care se uita la el cu ochii uimitori de mari și verzi, în care era scris să-l ajute să îndepărteze pur și simplu aceste cicatrici urâte și totul. Ea nu a cerut nimic, nu a spus că vrea să schimbe ceva în față, nu a vrut buze mari, de care aproape toate femeile au un nebunit. Ea doar a vrut să-și revină. Aspectul său anterior. Și el va face totul pentru ca așa să fie. Egor a venit acasă, a intrat în camera lui și s-a întins pe pat. Nu voia să vorbească cu nimeni și se temea că mama lui va intra în cameră și va începe, ca de obicei, să-l întrebe cum îi merge. Era foarte supărat. Alina a decis din nou să se despartă de el. Cât de greu i-a fost cu această fată. El a urmărit-o din clasa a noua și, în sfârșit, a fost de acord să fie cu el. Au fost împreună mai bine de un an și apoi i-a anunțat că s-a îndrăgostit de altcineva, așa că a făcut-o așa. De ce a făcut-o așa? Nu putea înțelege. El a făcut totul pentru ea pentru ca ea să nu vrea. El i-a cumpărat. Tatăl său în acest sens nu a cruțat banii pentru fiul său și el nu i-a cruțat pe Alina. Și ce s-a întâmplat? S-a îndrăgostit de altcineva. Cel mai îngrozitor lucru este că acel tip nu reprezintă nimic. El este dintr-o familie săracă și învață cumva, dar ea s-a îndrăgostit de el. Nu putea înțelege ce nu era în regulă cu el, pentru că era mai bun decât toți băieții, iar el a fost schimbat pentru un fel de nimic. În acel moment, mama lui a intrat în cameră și a întrebat cum îi merge. S-a uitat la ea și a decis să întrebe ce se întâmplă cu fetele și femeile care nu înțeleg ce fac sau totuși înțeleg. M-a părăsit Alina, a spus el și s-a uitat la mamă. Iată această blondă pe care mi-ai arătat-o. Și tu știi, știi pe cine m-a schimbat pentru un sărac, și cu atât mai mult pentru un urât, neînțelegând ce le trebuie. Nu sunt doar un prost major, care are părinți bogați și trăiește în plăcerea lui. Tu știi foarte bine că am creier și știu să-l folosesc, dar nu, m-a părăsit și de ce. Dar pentru că nu are creier. Vrei să înțelegi, asta poate fi o simplă manipulare. Ea poate în acest fel pur și simplu să te preseze moral, arătându-ți astfel că nu ești cel mai important lucru din viața ei, dar asta este o greșeală ei și o vei vedea. Peste o săptămână, ea va veni din nou la tine, dar cred că trebuie să faci ceva cu asta, dacă o ierți pentru această ieșire, atunci va fi mai rău mai târziu. Mă înțelegi? Da, mamă, dar îmi pare foarte rău. Și asta pentru că eu am tratat-o foarte serios. Am vrut să o ajut să intre la facultate, iar acum nu mai știu ce vreau. Pot să-ți spun doar un lucru, în viața ta vor mai fi o mulțime de aleni, crede-mă, dar cel mai important lucru nu este asta, trebuie să alegi cea unică care va fi cu tine toată viața. Este doar acum că am înțeles ce greșeală am făcut, pentru că l-am iubit foarte mult pe tatăl tău, dar el era mereu la serviciu. Așa că am găsit ceva de distracție, am crezut că el nu va afla niciodată despre asta, dar bărbații, la fel ca noi, simt când le sunt infidele. Așa că am fost prinsă. Acum este foarte supărat. Îmi pare rău pentru asta, dar nu pot face nimic. După ce mama a ieșit din cameră, Egora a decis că va face tot ce este posibil pentru ca Alina să se întoarcă la el. Apoi, el îi va răzbuna, astfel încât ea să-l amintească pentru totdeauna. Ultimele zile au fost foarte stresante pentru Daria. Ea a trecut examenele foarte bine și a primit diploma, pe care erau note excelente. Ea știa că cu astfel de note va intra la facultate. Și, desigur, îi vor ajuta și legăturile buniciei. Acum, ea urma să fie operată, care era programată pentru luni viitoare. Ea a adunat lucrurile în geantă în care a pus, de asemenea, laptopul și jurnalul în care își nota mereu totul. Apoi a verificat din nou dacă nu a uitat nimic și a mers la bunica ei, care și ea nu se putea liniști în ultimele zile. Bunico, am terminat de aranjat. Mâine mă duc la clinică. Și Sergei Vladimirovic a sunat. Nu? Da, a spus că camera pentru tine este gata și că vei rămâne acolo după operatie. Aș fi vrut, desigur, să fi sub supravegherea mea, dar doctorul a insistat că te vei simți mai bine acolo. Ascultă, fetița mea, amintește-ți că îți vor repara doar fața, gâtul va rămâne așa, așa că va trebui să alegi cu atenție garderoba, pentru că trebuie să ascunzi totul. Înțelegi că vei ieși în lume, vei studia printre tineri ca tine, așa că știi că nu vrei ca toată lumea să vadă ce ai acolo. Oamenii sunt foarte cruzi și nu vreau să râdă de tine. Am înțeles, bunico. Nu uit că mai crescut mereu așa. Înțeleg perfect în ce mediu voi ajunge, dar tu nu-ți face griji pentru mine. Nu mă voi lăsa jignită. Tu mă crezi, nu. Desigur, dragă. Tu ești cea mai frumoasă fetiță din lume. Abia aștept să văd cum se vor răzbuna pe toți cei care ne-au făcut rău. Eu la fel, cred. Dar acum să mergem să bem ceai, pentru că mâine mă duc la spital. Tu, cel mai important, nu te îngrijora. Amintește-ți că în ultima vreme ți-a început să-ți doară inima, și acum trebuie să te îngrijorezi de tine, nu de mine. Bine, nepoată! Voi încerca să fiu calmă. În plus, tu știi foarte bine că Sergei Vladimirovic este un chirurg excelent și că totul va fi în regulă. El știe ce face și cu mine nu se va întâmpla nimic. Înțeleg soare, dar tu ești singura mea, și așa am început să-mi fac griji pentru tine. Totul va fi bine. Au băut ceai și au vorbit despre unde va merge ea să studieze. Tu-ți amintești de sarcină, nu? Și fiul lor intră la Institutul de Management Tehnologic, așa că, draga mea, trebuie să te străduiești foarte mult pentru a intra acolo. Profesorii mei mi-au spus că sunt pregătită și că voi reuși. Singurul lucru de care sunt foarte îngrijorată este că nu am avut nicio interacțiune cu băieții de vârsta mea. Și asta mă sperie foarte tare. Nu te îngrijora, tu ești o fată puternică. În plus, am văzut că stai pe multe rețele sociale și găsești un limbaj comun cu toată lumea. Așa că înainte, în curând va începe o nouă viață pentru tine, doar te rog să nu mă uiți, pentru că vă cunosc pe voi, tinerii, apoi te vei duce acasă cu zile întregi, nu vă faceți griji, bunica, totul va fi bine la tine. Îți voi lua acum la diferite petreceri. Ei bine, vezi, îți va plăcea. Egoro privea pe Alina, care vorbea cu noul ei iubit și se străduia să facă totul pentru ca el să-i vadă împreună. A înțeles că mama lui avea dreptate, că încearcă să obțină ceva. În câteva minute, a înțeles că o astfel de fată nu-i trebuie și a decis să facă totul așa cum și-a planificat să o returneze, apoi să o părăsească singură. A decis să ajute o pe Alina, așa cum a promis, să intre la institut cu el pentru a vedea apoi cum va studia acolo fără ajutorul său. Iar el, până atunci, va încerca să-și găsească o fată și să facă tot posibilul pentru ca ea să-i vadă împreună. Dar până atunci a trebuit să se împace și să facă pe plac că nu-i acordă nicio atenție. El -a, a sunat pe el la ora 14, a spus că s-a înșelat, că doar și-a verificat sentimentele pentru el și a înțeles că nu poate trăi fără el și vrea să fie doar lângă el. S-a zâmbit, tactica lui a funcționat și a înțeles că, dacă nu se grăbește, îl va pierde pentru totdeauna. Ceea ce era necesar pentru a dovedi, el i-a spus că o iartă și nu este supărat pe ea și că acum este timpul să te pregătești pentru examenele de la institut. Dar Egor așteaptă, cu institutul, avem și un bal în față, trebuie să mă pregătesc pentru altceva. Unul nu împiedică celălalt, așa că seara vino la mine, vei face temele împreună cu mine. Aline i-a plăcut această idee, pentru că nu fusese niciodată la casa lui Egor. Apoi a sunat-o pe prietena ei și a spus, dar tot Egor mă are în buzunar, am făcut-o special astfel încât să mă iubească puțin și acum se teme să mă piardă. Ți imaginezi că mă va chema acasă la el, probabil vrea să mă prezinte părinților săi. Cel mai probabil ne vom căsători curând. Îți imaginezi ce mă așteaptă, voi fi soția unui milionar, asta e un adevărat fericire. Așteaptă, Alina, el vrea doar să faci temele cu tine. Unde sunt părinții lui aici? Nu înțelegi ce are de a face cu temele. Este doar un pretext. Asta e tot, am înțeles că se teme să mă piardă. Deci face tot posibilul să fiu lângă el. Nu este de înțeles. Bine, mă bucur pentru tine, doar fi atentă și nu mai face astfel de trucuri. Mi se pare că Igor nu este așa de simplu cum pare la prima vedere și cu acest comportament îl îndepărtezi mai degrabă de tine, nu invers. Iată că din cauza faptului că nu înțelegi nimic despre băieți, nu ai pe nimeni și eu fac totul bine și asta dă deja primele roade. El vrea să învățăm în același institut. El mă invite la el acasă. Ce-ți mai trebuie ca să înțelegi că mă iubește? Bine, Alina, eu ți-am spus părerea mea, iar tu făce crezi de cuvință, doar apoi nu plânge și nu te plânge că nu te-am avertizat. Alina a închis telefonul în inimă și s-a gândit că prietena ei este doar celoasă și nimic mai mult. Dar ea a ajuns la clinică și a fost întâmpinată de însuși Sergei Vladimirovici. I-a fost foarte plăcut că a găsit timp să o însoțească în cameră. Ea nu știa că de obicei acest lucru era făcut de asistente ce este pentru prima dată, toți au observat. Au început să șoptească între ele. Ai văzut cum el a condus-o pe această urâțică în cameră, doamne, ce a găsit în ea? Ea este îngrozitoare. Sau poate este doar fiica vreunei șmecherițe. Și te rog, pe cine nu am avut aici și el se tratează cu toți în același mod. Iar aici este ca și cum ar fi fost înlocuit, nu îl recunosc. Tu ce, ești încă îndrăgostită de el? Desigur, poți crede că nu ești, dar eu visez la un bărbat ca el. Ai văzut cum și-a avut soția o frumusețe, totuși, nu pentru mult timp, din anumite motive s-a despărțit de ea repete, dar eu știu de ce, nu avea creier în cap, așa că i s-a plictisit repete, iar dacă el mă va observa, știu că vom fi fericiți. Doar că ceva nu se grăbește să mă observe. Acum lucrezi aici de trei ani și tot o cere, iar el nici măcar nu te privește. Așa se tratează cu toți. Cred că el pur și simplu nu a depășit încă primul său mariaj. Are nevoie de timp. Bine, bine, doar nu uita că el este un bărbat și orice femeie va merge la el să se căsătorească. Dar noi cu tine nu mai avem timp și trebuie să ne căsătorim. Nu trebuie să așteptăm ca medicul nostru iubit să-și revină ei bine, tu caută, iar eu mă voi căsători doar cu el, pentru că nu mai trebuie nimeni. Daria și-a despachetat valiza, a atârnat-o, a aranjat totul în dulap, s-a apropiat de fereastră. Se simțea ca un pește afară din apă. Daria, pentru prima dată în atâta timp, se afla în afara casei, așa că se simțea foarte inconfortabil. Sergei a intrat din nou în camera ei, a zâmbit și a întrebat-o dacă nu vrea să bea o cafea cu el. Cu plăcere, Sergei Vladimirovici, dar doar aici, în cameră, nu sunt încă pregătită să ies undeva. Înțeleg, știu că aceasta este o clinică și că lumea aici este diferită, dar asta nu este pentru mine, nu pot și atât. Înțeleg și, desigur, cafeaua va fi adusă aici. Doar că vreau să vorbim. Din câte înțeleg, nu vrei să faci nicio schimbare în fața ta. Mă refer doar la cicatrici, nu-i așa? Da, vreau doar să-mi recapăt fața și pielea netedă. Nu este nevoie să fac din mine una dintre acele păpuși identice pe care le vezi peste tot. Mă miră faptul că pe lume a mai rămas atât de puțină frumusețe naturală. Nu înțeleg de ce fetele și femeile se urăsc atât de mult, pentru că toate aceste operații nu sunt o panaciu. Cel mai important este ceea ce se află în interior, nu în exterior. Sunteți de acord cu mine sau, ca medic, veți contesta opinia mea? Sunt de acord cu tine, Daria. Când am vrut să devin chirurg plastician, gândeam la fel ca tine, dar apoi am realizat că oamenii foarte rar vor să fie simpli și obișnuiți, mai ales femeile. Așa că m-am obișnuit și acum este doar munca mea, dar tu ești diferit. Pentru prima dată în cariera mea, o fată vrea doar să-și recapete fața, fără a face nimic altceva. Îmi pare bine să aud asta, dar trebuie să vă avertizez imediat. Operația va fi în două etape. În primul rând vom îndepărta cicatricile profunde de pe față, iar în al doilea rând îi vom reda pielea netedă. Bunica ta v-a spus că pot face acest lucru doar pe față, gâtul nu voi atinge. Da, mi-a spus, iar eu am o întrebare, nu puteți îndepărta nici măcar aceste cicatrici de pe gât. Unele da, dar nu toate, a fost o traumă gravă și arsurile au atins unele vase de sânge, așa că acum nu am voie să mă amestec din nou acolo, pentru că pentru tine poate fi foarte periculos. Vă înțeleg, am încredere că veți face tot posibilul pentru a-mi reda aspectul anterior. Nu vă puteți imagina cât de mult aștept asta. Înaintea mi-am așteapt admiterea la institut întâlniri noi, pe care nu le-am avut niciodată. Am stat închisă în casă șapte ani și a fost foarte greu. Acum vreau să mă simt din nou un om liber și cred că, cu ajutorul dumneavoastră, vom reuși. Sergei o privea pe Daria și înțelegea că se îndrăgostea de această fată tot mai mult. Era greșit, dar nu putea face nimic. Larisa Grigorievna stătea în casă și se gândea la cât de gol era acum fără nepoata ei. În acești șapte ani s-a obișnuit atât de mult cu ea, încât acum nu-și putea imagina că ea nu va mai fi alături. În toți acești ani, ea a pregătit-o pentru răzbunare, dar acum a apărut în mintea ei ideea că toate acestea sunt greșite, că ea chiar merită o viață mai bună. Dar apoi, amintindu-și ce a trăit ea, ce simte Daria, a decis că toți fac ceea ce este corect. Și că nu mai există întoarcere. După ce Sergei Vladimirovici a ieșit din cameră, Daria s-a așezat pe pat și a strâns obrașii în palme cât îi plăcea de mult, ea abia se putea abține să nu se apropie de el, pentru că înțelegea că ar fi foarte prostesc din partea ei. În plus, bunica ei nu o va înțelege. Dacă Sergei se va plânge, îi va spune că nepoata ei se comportă cu el greșit. Ce mi se întâmplă? Mă trage spre el ca un magnet, deși el este mult mai în vârstă decât mine. Cu mine nu pot face nimic, în acel moment, a intrat în cameră o asistentă pentru a lua farfuriile cu cafea. Ea a privit-o pe Daria și apoi a întrebat: Sunteți bine cunoscută cu doctorul nostru? Nu înțeleg despre ce vorbești. Doar că el nu bea niciodată cafea cu pacienții săi, el încearcă în general să nu aibă contact cu noi. Tu ești excepția. De aceea te-am întrebat. Păi, pur și simplu, el îl cunoaște bine pe bunica mea. Mama lui era prietenă cu bunica mea. De aici și atenția asta. Bine de știut, iar ție cum ți se pare doctorul nostru? Spune că e un bărbat de foc. Nu știu, a răspuns Taria. Nu am experiență în acest domeniu. Nu e de mirare cu un astfel de chip, a spus asistenta, iar apoi, revenindu-și în fire, a adăugat, îmi pare rău, nu am vrut să te jignesc nimic m-am obișnuit să nu mă simt jignită de adevăr și îți spun doar un lucru. Dacă vei fi atât de sinceră cu pacienții, nu vei sta mult aici, pentru că omul este un animal ciudat, cineva mai devreme sau mai târziu se va plânge de tine. Asistenta a fărâit și a ieșit pe ușă. I s-a părut neplăcut că această fetiță i-a pus-o la punct. Și cel mai interesant este că, având un astfel de chip, se comporta ca și cum ar fi regina Angliei. Ei bine, nu vom vedea încă cine se va plânge de cine, a mormăit ea. După balul de absolvire, Alina a început să vină la Egora aproape în fiecare zi. Ei făceau temele, dar mai des el doar asculta oftatul ei, apoi că îi este plictisitor și că ar vrea să meargă la club. Egora adesea făcea pe mutul și nu o asculta, râzând în sinea lui că nu s-a înșelat în Alina. Este doar o păpușă proastă, cu care îi devine mai puțin interesant în fiecare zi a decis să nu-i mai ajute. În institut, această pasăre fără minte nu îi va fi de folos, desigur, acolo vor fi multe astfel de fete. El trebuie doar să clipească din ochi și vor fi cu el. Prin urmare, a decis să se desparte de ea singur. Și când ea a venit din nou la el și într-un ton capricios, a declarat că este plictisitor, a spus, ei bine și perfect, ești liberă. Așa că așteaptă, Egor, ce vrei să spui. Ei bine, am spus, ești liberă, ce nu-ți este clar în această frază. Totul este neclar cum este asta liber. Vrei să plec? Mai mult decât atât, vreau să nu mai vin niciodată la mine. M-am săturat de tine și nu vreau să mai fiu cu tine. Acum este clar. Ești un ticălos, înțelegi că vei regreta acest lucru. Este grozav! Voi fi doar fericit pentru asta, așa că pleacă de aici. Nu te mai pot vedea. Alina a ieșit din cameră carzând și abia nu a dat peste ea. Fiule, ce s-a întâmplat? De ce a ieșit Alina de aici ca înțepată? Ce ai făcut? Pur și simplu am rupt cu ea, nu am mai putut să o suport. Trebuie să ne pregătim pentru admitere, iar ea vrea doar distracție. Nu mai pot. Înțeleg că mai întâi trebuie să intri, să te hotărăști deja, și apoi să te relaxezi liniștit. Cred că chiar dacă aș sta cu ea zi și noapte, am parcurge toate manualele, tot nu ar fi intrat, pentru că nu are suficient creier pentru asta. Este interesant cum gândești, dar totuși îți plăcea, nu. Îmi plăcea mamă, dar doar cresc, încep să înțeleg multe. Și așa s-a întâmplat cu ea. Am înțeles că mirosesc timpul și nervii, iar asta nu-mi trebuie. Ești de acord cu mine? Desigur, sunt de acord și de aceea cred că ai făcut totul corect. Nu uita, voi accepta orice alegere a ta, oricare ar fi fata, dacă voi vedea că ești fericit cu ea. Prima operatie a decurs cu succes. Când Daria stătea cu el pe masă, deja sub anestezie, a observat ce figură perfectă are, picioare lungi și zvelt, piept mic și șolduri frumoase. Apoi și-a întors privirea spre fața ei și a realizat că în curând din această fată va ieși o frumusețe. Și ea, cel mai probabil, când va ieși din clinică, va uita complet de el. De asemenea, i-a trecut prin minte gândul că trebuie să găsească ceva urgent pentru a fi mereu alături de Daria dar ea și-a deschis ochii și la început nici măcar nu a înțeles unde se află. În cap era un fel de gol și a început să-și amintească ce a făcut ieri. Apoi și-a atins fața cu mâinile și a înțeles că este bandajată, a reținut totul. Cum te simți? A întrebat-o el bâlând, aplecându-se asupra ei. Minunat, dacă aș fi sincer, aș vrea să mă ridic, pot să fac asta. Te-am înțeles corect că vrei la baie, da, atunci voi chema o asistentă. Nu este nevoie, vreau să fac totul singură. Tu doar ajută-mă să mă ridic. Sergei a ridicat-o pe Daria în brațe și a pus-o cu grijă pe podea. Privirile lor s-au întâlnit și amândoi au simțit o scânteie între ei, iar amândoi s-au simțit insuportabil de fierbinți. Daria a coborât ochii și a mers liniștită la toaleta pentru femei. Sergei a ieșit din cameră, realizând că nu i s-a întâmplat niciodată așa ceva. El a înțeles că este atras atât de mult de Daria, încât nici măcar nu se poate controla. De asemenea, el a văzut că ea se simte atrasă de el, și asta îi plăcea. Daria s-a întors în cameră, a văzut că nu era nimeni acolo, și s-a întins liniștită pe pat. Inima ei, care încă mai bătea ca un pițigoi în cușcă, a început să se calmeze. Și ea a dormit din nou. A trecut o săptămână, Sergei a desfăcut bandajul de pe fața Dariei, pentru a se asigura încă o dată că totul se vindecă bine. În ora 14, va avea loc o nouă operatie. Apoi vei mai sta aici o săptămână. Într-o săptămână, te voi externa. De asemenea, voi veni să văd cum se vindecă totul. Dar judecând după cum merge totul, totul se va vindeca foarte repede. Ești o fată puternică, înțeleg cât de dureros este, dar tu ești singura fată din această clinică care nu s-a plâns niciodată de nimic. Pur și simplu am experimentat o durere similară în viața mea, așa că nu mai este frică de nimic. Înțeleg, înțeleg. Îmi pare rău, dar câți ani aveai când s-a întâmplat? Zece ani. Ai dreptate, este groaznic să-ți pierzi părinții la o asemenea vârstă. Au prins pe cei care au făcut-o, da, dar s-a făcut în așa fel încât au fost acuzați părinții mei. Aceștia au fost acuzați de toate. Le era indiferent că eu am văzut totul. Nimeni nu mi-a crezut, este de înțeles. Dar ești o fată puternică, pentru că ai rezistat la asta șapte ani. Și totuși, te-ai uitat în oglindă în fiecare zi, am văzut-o în camera ta. Sunt fotografiile bunicii mele a decis să mă facă să mă amintesc în fiecare zi cine sunt și ce mi s-a întâmplat. Nu voia să uit. La început nu o înțelegeam, credeam că este foarte crud, dar apoi m-am obișnuit cumva. Am crezut chiar că voi rămâne așa toată viața și nu știam că pur și simplu nu puteam face operația mai devreme. Se pare că trebuia să aștept până când totul se vindecă și pentru asta au fost necesari șapte ani întregi. Bietă fată, cât de mult ai îndurat. Am urmăit Sergei. Nu mă miluiești, nu este nevoie. Totul este în trecut și încerc să trăiesc mai departe, realizând că nu pot întoarce nimic. Este bine că am bunica mea, care m-a luat la ea și nu m-a dat la orfelinat. Acolo ar fi fost mult mai greu pentru mine. Când Daria a venit acasă, toată în bandaje, bunica ei a sărit la ea cu lacrimi în ochi. Draga mea, nu-ți poți imagina cât de mult m-am îngrijorat. Știu, Larisa Georgivna, dar știam că totul va fi bine. Mulțumesc, Sergei, ne-a ajutat foarte mult, mai ales pentru că ai făcut operația nepoatei mele fără rând și îți sunt recunoscător pentru asta. Apropo, Larisa Georgivna, ți-am plătit doar prima parte a banilor. Iată-ți a doua. Nu este nevoie, totul este în regulă. Cel mai important lucru este că a fost prima operatie, ați plătit-o și restul nu este necesar. Sergei, dar așa nu se poate. Înțeleg totul, dar trebuie să iei acești bani. Nu este nevoie, Larisa Georgivna, mai ales că nepoata dumneavoastră urmează să meargă la facultate și va avea nevoie de un garderobă excelentă, așa că acești bani vă vor fi de folos. E adevărat, bunică, aproape că nu am haine, doar pijamale și costume sportive. E adevărat, draga mea, dar nu a ieșit niciodată, așa că ți-am cumpărat doar haine confortabile. Acum, desigur, va trebui să te îmbraci mai elegant. În ultima săptămână, Daria s-a pregătit pentru examene, iar fața ei era deja vindecată. Sergei a spus că va veni mâine și va îndepărta în sfârșit toate pansamentele nu le-a scos până acum pentru a-i face o surpriză. Știa că nu va putea dormi în acea noapte și că ar vrea să-și rupă singură pansamentele, dar și-a dat cuvântul bunicii și lui Serghei că va aștepta până a doua zi. De ce nu dormi încă? A întrebat bunica, intrând în cameră. Bunică, cum te poți imagina? În capul meu e doar o singură idee, să-mi văd în sfârșit fața nouă, iar tu mă întrebi de ce nu dorm. Înțeleg, dar ai răbdare, mâine dimineață te vei vedea și acum e mai bine să te odihnești, pentru că Sergei a promis să te ducă la facultate să depui actele. Slavă Domnului că am reușit! Nu, bunică, nu este totul încă, mai trebuie să intru. Sigur că vei fi admisă, eu cred în tine. Dar ea a adormit doar dimineața. Nu a auzit cum a venit Serghei, cum au băut ceai și au așteptat să iasă în sfârșit din cameră. Neașteptând, bunica a trimis-o pe Sofia să o cheme pe Daria. Când Daria s-a trezit, a realizat cu groază că a dormit și a ieșit în sufragerie cu un strigăt, crezând că Serghei a plecat deja. Îmi pare rău, m-am trezit doar dimineața. Ce fericită sunt că sunteți încă aici, Serghei Vladimirovici. Bine, acum ia-ți în mâini, te tremuri toată, așa că așezi aici și calmează-te. Totul este bine, a luat foarfecele și a început să îi îndepărteze cu atenție pansamentele, iar Daria și-a închis ochii și aproape că nu a respirat. așteptat momentul în care va putea să se uite în sfârșit la ea. Când a fost îndepărtat ultimul pansament, a auzit un oftat. Era bunica ei. Sergei a adus un oglindă și a cerut să-și deschidă ochii. Toată lumea plecase deja din cameră, iar ea a rămas să se uite la ea însăși. Se obișnuia cu noua ei imagine. Se uita la ea și se gândea cât de mult se cu mama ei, mai ales cu ochii ei verzi. Tatăl ei îi spunea mereu că, când i-a văzut ochii, a fost imediat cucerit. Pentru că acum nu mai are nevoie de nimeni și va face tot posibilul să se căsătorească cu mama ei. Și acum ea este la fel ca mama, frumoasă, cu ochi verzi uriași și părlum castaniu. Acum se poate duce în siguranță la facultate, să dea examene și să studieze. Acum s-a apropiat mult mai mult de obiectiv. A luat telefonul și a deschis pagina lui Ecor. L-a găsit și l-a urmărit de multă vreme. Tipul era drăguț, dar nu îi plăcea tipul lui, așa că îl privea ca un laborant care privește o șoarece pe care o va folosi apoi pentru experimente. Da, cred că nu vei rezista în fața mea, a spus Daria cu voce tare. Nu ai avut niciodată așa de frumoase ca mine și te vei căsători cu mine. Și apoi o să fac tot posibilul ca familia ta să sufere tot ce am suferit eu și bunica mea. Amintește-ți cuvintele mele. Sergei mergea la clinică și se gândea la Daria. Când i-a scos pansamentele, nici el nu s-a așteptat să vadă o zeiță. Un nas frumos, un chip oval, piele delicată roz, buze pline și a în care a căzut ca într-o prăpastie și încă nu poate ieși. El nu a avut niciodată probleme cu femeile, doar trebuia să-și arate degetul și ele apăreau imediat lângă el, gata pentru orice. Dar aici era diferit. De când au devenit prieteni, a văzut că ea nu îl privește ca pe un bărbat iubit, ci ca pe un prieten mai mare, și asta nu-i plăcea. A bătut cu palma pe volan, realizând că, cel mai probabil, aici nu are nicio șansă. Desigur, el înțelegea că trebuie să aștepte câțiva ani, pentru că ea este încă mică, are doar 17 ani, dar asta nu îl făcea să se simtă mai bine, pentru că el nu îmbătrânește. Cel mai probabil, peste câțiva ani, dar ea nici măcar nu va mai arunca o privire asupra lui, pentru că în jurul ei vor fi tineri și băieți frumoși, dintre care va alege un tânăr cu care va începe să se întâlnească. În spital, ca de obicei, era aglomerat. Au vrut să-l vadă din nou, dar astăzi nu era în dispoziție să vadă pe nimeni. Nu se mai întâmplase niciodată asta cu el. Înainte, putea să-și ignore toate necazurile amoroase și să se concentreze asupra muncii, dar acum înțelegea că nu poate face nimic, pentru că în fața ochilor lui stătea Daria cu ochii ei verzi uriași. Bunica a așteptat cu nerăbdare nepoata să se întoarcă de la facultate. Când a venit în sfârșit, și uitându-se la fața ei, s-a întristat, apoi și-a luat curaj și a spus: Nu-i nimic, frumusețea mea, nu a ieșit. Data viitoare vei intra anul viitor. Principalul lucru este să nu te întristezi. Apropo, la ce te-ai gândit? Poate să mergem împreună la mare să ne relaxăm. Și apoi vom decide ce să facem. Bunicii, iar eu am crezut. Ești o fată grozavă! Ești pur și simplu o minune. Hai la mare, pentru că cred că ne-am meritat o vacanță. Doar trebuie să ne întâlnim cu Serghei și să întrebăm cum să-mi protejez acum pielea pe față, pentru că el însuși a spus că soarele este periculos pentru el. Bine, bunică, nu e nevoie, voi cumpăra o pălărie cu margini mari, așa că nu te îngrijora, în plus, el mi-a dat un borcan de cremă, de care nici nu mai țin minte în ce ordine să o aplic, dar văd că ești încruntată, Așa că sunt de acord să mă întâlnesc cu medicul nostru preferat. Daria, ce ți se întâmplă? A întrebat bunica. Nimic, bunică, tot e bine. Da, înțeleg, hai să mergem mai bine să ne pregătim. Seara, telefonul lui Sergei a sunat. Era Larisa Georgivna. Cei cu Daria? A întrebat. Totul e bine, Sergei, doar aș vrea să mă consult cu tine vreau să o iau pe Daria la mare. De aceea întreb ce-i poate și ce nu. Doar tu ai spus atunci cât de periculos e soarele pentru ea. De aceea te și sun. Faceți bine, doar că cel mai interesant lucru este că eu plec și eu la mare. Am decis să mă relaxez puțin, pentru că nu am avut concediu de 10 ani, așa că, dacă nu vă deranjez, aș fi bucuros să vă însoțesc și să am grijă de Daria. Sergei, asta e o veste minunată, vom fi foarte recunoscători dacă veți veni cu noi. Dar ea a auzit conversația bunicii cu doctorul și, când a înțeles pentru ce îi mulțumește, a fugit în cameră. Obrașii ei s-au aprins din nou și a înțeles că, cel mai probabil, el simte pentru ea exact ceea ce simte ea pentru el. Dar asta nu ar trebui să fie, cel puțin acum, pentru că ea are cu totul alte obiective și nu trebuie să se lase distrasă de nimeni. O clipă mai târziu, bunica a venit la ea și a spus că Sergei merge cu ei, pentru care și el concediu. E foarte bine, bunică. Apropo, pentru mine această excursie la mare e mai mult ca niciodată potrivită, pentru că, înainte de facultate, trebuie să ies mai des în lume, să mă obișnuiesc cu fața mea și să nu mai tresar de fiecare dată când mă privesc cu oamenii. Da, Daria, ai dreptate, așa că, în general, adună-te! Și mai departe, Sergei însuși îți va spune ce să îmbraci și ce să-ți pui pe față. Egor stătea în camera lui și se uita la un alt serial. Nu avea nimic de făcut. A intrat la facultate, dar, așa cum s-a dovedit, părinții lui nu erau deloc încântați de asta. Erau din nou ocupați cu problemele lor. Se pare că și vara asta o să stea acasă și nu o să meargă nicăieri. I s-a făcut rău și nu a mai rezistat. Așa că a mers la mama lui să vorbească cu ea. Mamă, poate ai putea să vorbești cu tata să mergem undeva în vacanță. Nu mai pot așa. Desigur, înțeleg că aveți probleme, dar eu nu am nicio vină. Haideți măcar în Turcia să ne relaxăm. Trebuie să vorbești tu cu tata, pentru că el nu mă ascultă. S-a certat cu amantă lui, și acum se descarcă pe mine, iar eu nu mai pot așa. Bine, mama, nu te îngrijora. Eu cu tata o să vorbim. Înțelegând că tatăl lui, după ce s-a certat cu Olga, poate să nu mai apară acasă. Egor a decis să meargă singur la tatăl său la bancă și să vorbească cu el acolo. Tatăl său a fost foarte surprins când l-a văzut pe fiul său intrând în biroul său. S-a întâmplat ceva. Da, s-a întâmplat. Tu ai vrut ca eu să termin liceul cu zece. Da, dar și așa tu ai vrut să intri la facultatea la care voi ai tu, și am intrat acolo. Așa că ce mai departe? Și eu am o întrebare, eu ce, trebuie să stau din nou acasă, când toți prietenii mei se odihnesc undeva cu părinții lor, iar eu ca întotdeauna petrec vara acasă. Nu ți se pare puțin injust? Dar, în primul rând, eu am multă treabă. Iar, în al doilea rând, știu că te-ai certat cu Olga, dar, tată, poate că e destul. Tu și mama v-ați stricat destul de mult viața unul altuia. Poate că ar trebui să vă opriți. Mama a înțeles deja totul și și-a dat seama, iar tu, după ce te-ai certat cu amanta ta, în continuare te descarci pe ea și în același timp, nu te despărți de ea. La început am crezut că o pedepsești în acest fel, dar apoi am realizat că încă o iubești. Așa că poate că ar trebui să încercați din nou. Cred că o vacanță nu ar strica nimănui, pentru că gândește-te singur, cum ne-ar fi bine împreună, ca înainte. Dar ea se uita la mare și își amintea momentul din copilărie, când a venit pentru prima dată cu părinții ei la mare. Avea atunci 9 ani. Își amintea că tatăl ei o învăța să nuate, dar ea se temea de apă nebunește. Și au decis să amâne antrenamentele pentru anul următor. Iar acum ea era din nou acolo, unde odată a fost cu părinții ei. Au făcut chechin în cameră, iar Daria a mers să se spele, iar bunica a spus că a sunat o prietena ei, care se afla și ea acolo, și ar vrea să se întâlnească. Bunica, cât înțeleg eu, tu intenționezi să fii tot timpul cu prietena ta. Nu te supăra, nepoată, pur și simplu noi chiar nu ne-am văzut de mult, iar acum o astfel de ocazie, așa că îmi pare rău, dar trebuie să fug, ea mă așteaptă. Daria a privit-o pe bunica ei și s-a gândit că Serghei a plecat cu ei la timp, altfel ar fi stat toată ziua în cameră. După o oră, la ușa a bătut cineva și Daria a înțeles că a venit Serghei. Daria, mergem la baie. Nu, nu mergem, nu știi ce am încercat să fac cu fața mea, dar tot se văd aceste oribile cicatrici, a spus Daria. Am înțeles, atunci mergem la plimbare prin oraș. Apropo, aici sunt multe lucruri interesante. Vrei să fiu ghidul tău? Desigur, vreau, plus că am fost aici foarte mică, practic nu mă amintesc nimic. Așa că va fi grozav să ne plimbăm împreună. Larisa Georgivna nu este cu noi. Nu, la ea a apărut brusc o prietenă, așa s-a dovedit, nu se mai văzuseră de mult, iar acum am impresia că vom petrece tot timpul împreună. Dacă sincer, chiar m-am bucurat că ați plecat cu noi. Altfel aș fi stat toată vacanța în cameră. Egor se uită la părinții săi care notau în mare și zâmb mulțumit. Păreau oameni maturi. Se comportă uneori ca niște copii, se gândi el, pentru că au pierdut atât de mult timp. Și totuși se putea vedea cu ochiul liber că încă se iubesc. În curând părinții au ieșit la mal, nemulțumiți, și s-au întins lângă fiul lor, începând să se bronzeze. Ce faci? de ce nu te bagi în apă? Apa este excelentă, pur și simplu o încântare. Nu am mai avut atât de multă distracție de mult timp. Sunt fericit pentru tine, tată, nu mai voiai să pleci, ai văzut că trebuie să ne odihnim cu toții, să ne recăpătăm forțele, pentru că fiul tău va merge acum la facultate. Felicitări, fiule, și iată ți cadoul. L-am vrut să ți-l dau acasă, dar mama a insistat să-l fac acum, așa că ia-le. Tatăl a scos din buzunarul șorților cheia mașinii și i-a aruncat-o fiului. Tată, serios, îmi dai mie asta? Da, numai că te rog, nu conduce cu viteză, dacă vei primi măcar o amendă, o voi lua de la tine. Bine, promit că nu voi conduce prin oraș ca nebunul. Dar ea era atât de obosită în fiecare seară încât cădea pe pat și simțea că nu mai poate mișca picioarele. Serghei o ducea constant în diferite locuri i-a arătat obiectivele turistice. Era uimită de cât de multe știa un chirurg plastician. O interesa totul, Sergei. Se dădea seama că se îndrăgostea de el tot mai mult și îi plăcea și cum o priveau oamenii când erau împreună, pentru că arătau foarte bine. Bunica era, de asemenea, absentă, ea o suna pe nepoată la telefon, îi povestea despre cum ei își aminteau, de asemenea, de tinerețe, umblau mult și ca nepoata să nu se plictisească și să se distreze în timp ce era plecată. A sosit ultimul lor zi de vacanță. Sergei a invitat-o pe Daria la un restaurant care era situat în aer liber. Lângă ei se auzea zgomotul mării, sufla un vânt cald plăcut și Daria chiar își ținea fața în acest suflu bâlând s-a obișnuit deja cu faptul că, dacă oamenii o priveau, o făceau cu admirație și nu mai tresărea. Sergei o privea pe Daria, realizând că, cel mai probabil, de acum înainte se vor vedea foarte rar. Se vor întoarce în oraș, el va începe să lucreze din nou, iar Daria va merge la școală. Și cel mai probabil va găsi imediat un iubit de vârsta ei. Dar asta era, desigur, corect, dar ce să facă? El realizează că acum nu mai poate trăi fără ea. Ea este necesară ca aerul și încă și pentru că niciodată nu a iubit pe nimeni așa. Dar ea se gândea și ea la ceea ce avea să vină, dar dacă îi plăcea odată acest plan, acum chiar gândul la el îi era dezgustător. S-a dat seama că s-a îndrăgostit și foarte mult și că acum nu mai poate trăi fără Serghei. Serghei, te rog, nu dispărea, înțeleg că nu am dreptul să-ți cer asta, dar te rog să nu mă uiți. Sergei nu putea crede. I se părea că a auzit greșit, pentru că visa să audă aceste cuvinte tocmai de la Daria. A prins-o de mână, a apropiat-o de buze și a spus, Daria, voi fi mereu lângă tine, pentru că nicio forță nu mă va putea îndepărta de tine. Așadar, a început Daria, sentimentele noastre sunt reciproce, a continuat Sergei. Daria a închis ochii, era foarte fericită, pentru că înțelegea că nu numai că iubește, dar și este iubită. A început primul an de studii. Daria se simțea chiar foarte complexată, dar apoi a făcut câteva prietene și a început să se simtă minunat. Iată că astăzi a ajuns la facultate și a văzut că Elena o așteaptă pe scări. Daria, eu nu suportam niciodată pulovere și cămășile cu guler înalt, dar tu le porți mereu și ți se potrivesc atât de bine, încât și eu vreau să mă îmbrac ca tine. Și, apropo, știi că te-a remarcat Igor. Inima Dariei a tresărit, dar nu a arătat asta. Ce? A întrebat cu un aer plictisit. Cine e Igor? Cel mai bogat tip din facultatea noastră. Tatăl său este milionar. Ai văzut mașina lui? Este pur și simplu o bombă și el însuși este foarte drăguț. Nu aș putea spune că este răsfățat. M-a întrebat despre tine, se pare că s-a îndrăgostit de tine. Ce prostie, de ce s-ar îndrăgosti de mine imediat? Daria, uneori am impresia că nu te vezi în oglindă. Este imposibil să nu te îndrăgostești de tine. Toți băieții îți dau ochii, dar tu nu le dai atenție nimănui. Spunem sincer, ai pe cineva. Te întâlnești cu cineva. Nu. Ce crezi? Bunica mea este foarte strictă, așa că nu. În orice caz, până când am fost la școală, băieții nu mi-au acordat nicio atenție, așa că m-am obișnuit și acum nu mă uit la ei. În ce școală ai studiat? Probabil că acolo toți erau orbi. Te înșeli, pentru că în copilărie nu eram foarte frumoasă. Se poate chiar spune că eram urâtă, și de aceea am avut un astfel de tratament. O, oh, da, în viața mea nu voi crede. Și este adevărat, și nu te mint. Egor nu putea să-și ia ochii de la Daria. În viața sa nu a văzut niciodată o fată atât de frumoasă, deși, se pare, nu numai el. Aproape toți băieții de la facultate nu își luau ochii de la ea, iar ea nici măcar nu se uita la nimeni. Iar fi plăcut să o cunoască mai bine, dar deocamdată nu știa cum să se apropie de ea. Desigur, a întrebat-o pe Elena cine este ea, unde locuiește și dacă se întâlnește cu cineva. Dar informațiile au fost limitate. A reușit să afle un singur lucru, că ea locuiește împreună cu bunica ei. Daria a venit acasă, și a aruncat geanta și s-a dus la bunica ei, care stătea în biroul ei, scriind ceva. Bunica mea, salut, cum te descurci? Așteaptă un minut, draga mea, am ceva de făcut. Acum voi termina și apoi vom merge să mâncăm, iar tu, între timp, schimbă-ți și spală-te. Apropo, a sunat Sergei și a întrebat cum te descurci și cum te simți. I-am spus că totul este bine și l-am invitat la prânz. În această duminică, nu ești împotriva. Nu, bunico, voi fi bucuroasă să văd pe Sergei Vladimirovici la noi acasă. Chiar și s-a simțit inconfortabil, ca de obicei, când bunica ei vorbea despre Sergei. Deocamdată, ea i-a ascuns adevăratele sentimente și, prin urmare, se simțea inconfortabil. Știa că încă nu ar trebui să-i spună nimic, pentru că bunica ei ar putea fi foarte supărată. Cu Sergei ei se scriau constant pe telefon, pentru că Daria, în ziua în care și-au mărturisit reciproc sentimentele, i-a spus că atunci va trebui să o aștepte cel puțin trei ani, pentru că bunica ei nu-i va permite niciodată să se întâlnească. Atunci el i-a spus că se teme că ea va întâlni pe altcineva și el o va pierde pentru totdeauna, și de aceea este gata să se căsătorească cu ea chiar acum, dar ea a reușit să-l convingă că e mai bine să aștepte și că, în afară de el, nu-i trebuie nimeni. Ea îi spunea adevărul, dar se oprea la gândul că va trebui să se întâlnească cu Icor și dacă Sergei află despre asta, nu-l va ierta niciodată. Ele beau ceai, iar Daria îi spunea bunicii cum i-a trecut ziua și că prietena ei i-a spus că Igor s-a interesat de ea. Principalul lucru, Daria, nu te grăbi cu evenimentele. Mă înțelegi, trebuie să acționezi ca un pescar care prinde pește. Mai întâi, lasă-l să se prindă în cârlic și când te vei asigura că l-a înghițit cu adevărat, abia atunci trebuie să-l tragi. Daria și-a ridicat ochii surprinsă la bunica ei. De unde ți-ai luat aceste cuvinte și cunoștințe despre pescuit? cât îmi amintesc, niciodată nu ai iubit pescuitul și l-ai considerat o ocupație pentru leneș. Știi, nepoată, vremurile se schimbă, și eu, de asemenea, acum, după cum vezi, opinia mea este diferită și pescuitul, îți spun că este un hobby destul de interesant. Te-a învățat o prietenă de-a ta mai veche, Daria. Nu, doamne ferește, doar am urmărit recent o emisiune la televizor și am auzit asta. Bine, bunico, voi face pe mine că am crezut, deci parcă am convenit să nu ne ascundem nimic unul de celălalt. Bunica s-a înroșit și a început să bea ceai. Dar ea a regretat că a spus asta, pentru că ea însă și ascundea multe de bunica ei. Hai să nu ne certăm, bunico, asta a fost doar o glumă nereușită, înțelegi, nu-mi place deloc acest igor și mi este teamă că nu voi putea îndeplini această sarcină pe care trebuie să o îndeplinesc îți înțeleg, ne dar să-ți amintești cine era înainte și prin ce am trecut, înțelege că nu va fi pentru mult timp. Principalul lucru este ca el să se căsătorească cu tine. Tu înțelegi, iar apoi eu voi face totul singură. Dar ea chiar i s-a făcut fric. Înainte nu vorbeau despre asta și nu credea că totul poate ajunge atât de departe. Bunico, de ce să ne căsătorim? Am convenit că trebuie să mă cunosc cu acest Igor, să câștig încrederea familiei sale, să mă angajez, să lucrez la bancă și asta e tot. De ce să mă căsătoresc imediat? Cred că va fi chiar mai bine. Cred că voi face totul corect. Sergej a venit la prânz pe care l-a organizat bunica. Ea a decis să vorbească cu el despre faptul că s-ar putea face totuși ceva cu cicatricile de pe gâtul Dariei. Sergei a spus că încă se gândește cum să facă cel mai bine, dar nu se poate face nimic pentru moment, pentru că ea abia a suferit două operații. Ai dreptate, Serghei, asta am întrebat doar, pur și simplu mi-e uneori atât de milă de ea când o văd cum poartă cămășile ei cu guler înalt, dar nu se poate face nimic, va trebui să suport. Bunica a spus, iar Daria o privea cu un ochi trist pe Serghei. O voi face. Anul la facultate a zburat, iar vacanțele au venit neobservate. Bunica a luat-o pe nepoata ei în străinătate, au fost la Londra. Această țară a cucerit-o pe Daria. I-au plăcut foarte mult Big Ben, autobuzele duble roșii și oamenii cu care a vorbit în engleză. Ce frumos este aici, nepoată, pentru prima dată mă simt atât de bine, ce bine că vorbește engleza, totul este clar imediat și nu există nicio problemă. Am fost așa, știu și franceză. Dar fă o promisiune că în următoarea vacanță vom merge la Paris. Daria, am o rugăminte la tine, te rog, fi puțin mai activă, și mă refer la Igor. Ție chiar îți place să întârzi cu asta? Cred că nu merită, hai să vedem ce se întâmplă când începe școala. Dacă el îți va propune să te întâlnești, atunci vei fi de acord. Bine, bine, bunico, am înțeles. Igor nu putea să aștepte ca vacanța să se termine în sfârșit. El tot timpul se gândea la Daria. A încercat să se întâlnească cu alte fete, dar nu a reușit, pentru că în capul lui era doaria. Părinții lui au observat și ei că ceva nu e în regulă cu fiul lor. Fiule, totul e bine cu tine? L-a întrebat mama lui. Vezi că din nou nu mănânci nimic, doar te joci cu mâncarea. Da, totul e bine, doar că aștept cu nerăbdare să înceapă școala, sunt deja obosit de vacanță părinții lui s-au uitat unul la celălalt și au tăcut. Nu auziseră niciodată așa ceva de la el. Igor a decis că nu va mai suferi. În prima zi de școală, va merge la ea și îi va propune să se întâlnească. Dacă ea va fi de acord sau nu, asta e altceva. Dar el trebuie să rezolve această problemă, pentru a nu mai suferi. Daria s-a îmbrățișat cu Elena și Iulia, pe care nu le văzuse de două luni și jumătate. Ele s-au povestit una altei, acum au petrecut vacanța, dar povestea Dariei, desigur, le-a impresionat pe ambele. În plus, ea le-a adus cadouri din Londra, iar fetele au fost mulțumite. Ele stăteau pe stradă, luându-și la revedere, când Elena a spus că se apropie Igor cu prietenii lui și că se va întâmpla ceva. Daria s-a încordat, dar și-a amintit de cuvintele buniciei. A inspirat adânc și apoi s-a liniștit. Bună, fetele, poate mergem la un cafea să ne cunoaștem mai bine. Fetele s-au înroșit și s-au uitat la Daria, care a zâmbit și a răspuns, Hai să ne cunoaștem, dar în ce cafenea să mergem? Aici, nu departe, peste un bloc. Urcați în mașini, vă duc repede. El a așezat-o pe Daria lângă el, iar fetele în spate. Băieții s-au urcat și ei în mașini și curând au ajuns la cafenea. Daria nici nu a putut să-și amintească despre ce s-a vorbit în timpul conversației, pentru că nu putea să suporte privirea serioasă a lui Igor. El nu ștedea ochii de la ea. Când au mâncat înghețată, Daria a spus că vrea să plece acasă. Igor i-a spus că o va duce acasă, iar prietena ei va fi dusă de prietenii lui. Daria a fost de acord. În fața casei, când Daria s-a pregătit să plece, el a prins-o de mână și a rugat-o să stea puțin cu el este ceva foarte important. Trebuie să vorbesc cu tine. Despre ce, Daria? Vreau să fiu cu tine. Tu-mi place. Toată vara m-am gândit doar la tine. Te rog, hai să încercăm să ne cunoaștem mai bine, te rog să nu mă refuzi. Daria l-a privit în ochii lui și apoi a dat din cap. Bine, dar dacă nu-mi va plăcea ceva, ne vom despărți imediat. Ai înțeles? Nu prea. Poți să detaliezi. Dacă, de exemplu, încep să te comporți agresiv, am înțeles și sunt de acord cu totul, a spus Igor vesel. Dar ea a zâmbit, a ieșit din mașină și a mers spre casa bunicii. Ea se gândea că a făcut primul pas și că acum trebuie să-l ducă la bun sfârșit, dar avea teamă că nu va avea suficientă putere, pentru că îl iubea pe Sergei. Bunica era fericită că nepoata ei face tot ce s-a convenit. Astăzi, Igor va veni la ei acasă pentru a se întâlni cu Larisa Georgivna. Sofia a pregătit un prânz excelent și acum rămânea doar să aștepte invitatul. Daria era în camera ei, alegându-și o ținută. Ea și bunica ei fuseseră recent la cumpărături și alegeau haine noi pentru ea, pentru că Igor o invitase la cluburi și alte petreceri, dar nu avea nimic de purtat. Și ea spunea că încă nu vrea să meargă la astfel de evenimente, pentru că nu o lasă bunica. Trebuie să mă cunosc cu bunica ta cât mai curând, să o lase să mă cunoască mai bine și să înțeleagă că cu mine ești în siguranță, a spus icor. Dar ea a dat din cap și a spus că va vorbi cu bunica. Și dacă ea va da acordul, atunci cel mai probabil vor merge seara să se plimbe împreună. Dar ea vedea că Igor o iubește cu adevărat, pentru că se comporta cu ea foarte bâlând și atent. Ei se întâlneau de șase luni și el nu o atinsese niciodată, deși ea vedea perfect cât de greu era. Când mergeau la cinema și el îi punea mâna pe umăr din greșeală, o trăgea imediat înapoi și se scuza. Bunica s-a comportat excelent la prânz. A vrut să-i arate tânărului că a crescut-o pe nepoata ei corect și că nu va lăsa pe nimeni să o rănească să-i dau să înțeleagă tânărului că am crescut-o corect pe nepoată mea și că nu voi permite nimănui să o jignească, a spus bunica. De drept, el s-a comportat și el excelent, nu a contestat nimic, a ascultat cu atenție și la întrebările pe care i le-a pus bunica, a răspuns calm, corect și fără prea multe vorbe. Ce prostie, a spus bunica. Încă un an de școală a trecut neobservat. Bunica, așa cum a promis, a dus-o pe nepoata ei la Paris, ca să exerseze franceza. Igor o suna în fiecare zi, întreba cum o duce, când va veni în sfârșit, pentru că nu mai poate trăi fără ea, și care o propunere pentru ea. El crede că ea o va accepta cu bucurie. Bunica, dar dacă el îmi face o cerere în căsătorie. Și ce, nu asta ne străduim să obținem. Apropo, dacă nu ne înșelăm, atunci în curând părinții lui vor dori să te vadă, așa că trebuie să-i placi tatălui lui Cor. Îți amintești de asta? Da, bunica, îmi amintesc. Sergei nu-și mai găsea locul, chiar a încetat să mai comunice cu Daria. Când el a sunat-o pe bunica pentru a afla cum o duce, ea i-a comunicat cu bucurie că nepoate ei a apărut un iubit și că ea este fericită cu el. Sergei, ar trebui să vezi cum se iubesc. O pereche minunată, pur și simplu fermecătoare. El este dintr-o familie bună și un băiat nu răsfățat. Așa că sunt liniștită pentru nepoata mea. Sunt fericit pentru tine și pentru Daria. Sergei a închis telefonul, simțindu-se din ce în ce mai rău. De Desigur, el înțelegea că este posibil ca Daria să fi fost atrasă de tinerețea și farmecul lui Cor, dar el vedea că ea îl iubește cu adevărat și nu credea ceea ce îi spunea Larisa Georgivna. A decis să vorbească direct cu Daria și să afle dacă era adevărat sau nu tot ce auzise. A așteptat-o lângă casă. Era deja ora 12, dar el știa că nu era acasă, pentru că văzuse cum a venit după ea o mașină scumpă. Au ieșit din casă, au urcat în mașină și apoi au revenit după cinci minute. Daria a deschis ușa mașinii și a ieșit. El a strigat după ea și ea a tresărit și a venit spre el. Daria, dragă, spunem ce se întâmplă. Nu mai rezistând, Sergei a prins-o și a strâns-o în brațe. Ea s-a relaxat și s-a așezat cu capul pe umărul lui. El îi mângâia părul, inspirând mirosul familiar, realizând cât de mult îi lipsise. Daria, spune spunem tot ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. Nu pot, sincer, doar să-ți amintești că te iubesc pe tine, doar pe tine. Amintește-te de asta. Acum trebuie să plec, pentru că bunica va vedea că mașina s-a întors și nu am intrat. Sergei a privit-o după ce a plecat, apoi a urcat în mașină și s-a gândit la cuvintele ei. Deocamdată nu înțelegea ce voia să spună, dar era obosit și nervoas auzind de la Daria că îl iubește, i s-a mai luminat sufletul. A decis să se ducă acasă și să se odihnească. Apoi, singur, să încerce să înțeleagă ce se întâmplă. Igor o ținea de mână pe Daria, prezentând-o părinților săi. Acesta este tatăl meu, Valeriu Pavlovici, iar aceasta este mama mea, Anna Sergeevna, iar aceasta este Daria, despre care v-am vorbit atât de mult. Anna Sergeevna a fost plăcut surprinsă să vadă o fată atât de frumoasă, îmbrăcată elegant. Valeriu Pavlovici nu putea să-și ia ochii de la frumusețea ei și nu putea găsi cuvinte. Când s-au așezat la masă, Anna Sergeevna a întrebat-o pe Daria, Daria, Igor mi-a spus că trăiești cu bunica ta. Și unde sunt părinții tăi? Au murit, au plecat la mare și s-au necat. Aveam doar zece ani atunci. Îmi pare rău, dragă, nu voiam să te întristez. Dacă aș fi știut, nu te-aș fi întrebat. Nimic grav. Daria a răspuns și a privit-o pe Valeriu Pavlovici. Nu-i plăcea privirea lui, care părea să spună că el înțelegea că ea nu era ceea ce se pretindea a fi. Dar nu putea înțelege cauza. Daria ea a înțeles că era timpul să schimbe subiectul și să vorbească despre Valeriu Pavlovici i-a început să vorbească despre facultate și apoi a adăugat, ca și cum din întâmplare, că înțelege perfect analiza bancară și că chiar poate crea un program care va face munca mai ușoară pentru toată lumea. Valeriu Pavlovici a fost interesat și ea i-a povestit ce credea. Daria, ești neprețuită. Nu vrei să lucrezi pentru mine. Desigur, înțeleg că studiezi, dar după amiaza ești liberă. În plus, cred că un salariu nu ți-ar fi de prisos. Ce crezi despre asta? Tată, nu e corect. Și când vom putea să ne vedem cu Daria? Cred că în bancă va exista un loc pentru toată lumea. După ce Igor a dus-o pe Daria acasă, Valeriu Pavlovici s-a adresat soției sale. Și ce zici de mireasa fiului nostru? Crezi că va fi mireasa? Nu ai văzut cum se uita la ea se va căsători cu ea dacă nu i-a făcut deja o propunere. Doar că am o senzație ciudată că am mai văzut-o undeva. Știu și eu, dar nu pot să mă amintesc unde. Bine, poate că seamănă cu cineva și nu putem să ne amintim. Bunica era fericită. Toate acestea pentru care muncise atât de mult se împlineau. Acum ne ei lucra la bancă și, pe cât de putea judeca, se va căsători cu Igor în curând. Sergei stătea în biroul prietenului său, care lucra la poliție. În fața lui se afla un dosar de acum 9 ani, care se păstrase miraculos în arhive. Când a văzut numele celei care provocase tragedia, deși în documente se specifica că Daria și părinții ei erau responsabili pentru cele întâmplate, a înțeles imediat totul. Deci, bunica s-a răzbunat, chiar a obligat-o și pe nepoată să facă asta. I s-a făcut frică. Valeriu Pavlovici nu era un bancher inofensiv, avea legături și nu orice fel de legături, ci de așa natură încât Larisei Georgivna nici nu-i treceau prin cap. El înțelegea că dacă vor afla că Daria nu este ceea ce pretinde a fi, îi va fi foarte rău. Daria, hai să mergem astăzi să ne alegem rochia de mireasă, i-a spus Anna Sergeevna când a sunat-o Daria la telefon. Mulțumesc, dar noi cu bunica am comandat rochia din Milano, are o prietenă acolo, așa că nu este nevoie și nu vă deranjați. Dar eu... Doar că văd că în ultimul timp soțul meu vorbește mereu despre tine, noi cu tine nu prea vorbim și aș vrea să te cunosc mai bine. Poate mergem undeva, de exemplu, la cafenea, să te cunosc și pe bunica ta. Îmi pare rău, Anna Sergeevna, dar bunica în ultimul timp nu se simte bine așa că nu vă puteți așeza, iar acum trebuie să plec și, cum ați observat corect, eu sunt la lucru, iar lui Valeriu Pavlovici nu-i place când eu sunt distrasă de la locul de muncă. Pregătirile pentru nuntă au mers pe deplin, dar ea a plâns în fiecare noapte în pernă, realizând că nu făcea ce era corect, pentru că nu-l iubea pe Igor. Pe era milă de el, pentru că nu era de vină pentru ce se întâmplase cu ea, și de aceea nu ar fi trebuit să fac asta cu el. A auzit că sună telefonul și, crezând că este Igor, a luat receptorul. Daria, nu trebuie să faci asta, a auzit ea vocea lui Sergei. spune -i totul lui Igor, nu te căsători cu el. Te rog, nu faci asta. Ai gândit-o pe viitor, pentru că bunica ta nu-ți pasă, pentru ea cea mai importantă este răzbunarea, iar părinții tăi nu mai pot fi ajutați. Dragă, te rog, nu faci asta, te rog. E prea târziu, Sergei. Nunta va avea loc, dar am propriul meu plan, așa că crezimă și ai răbdare. Că bunica mea mă folosește, mi-am dat seama de mult. Am mai înțeles un lucru, că Igor nu este vinovat de nimic, el nu ar trebui să sufere. Doar că am înțeles asta prea târziu, dar voi încerca să repar totul. Egor, pe de altă parte, era fericit. Aștepta mireasa împreună cu părinții ei în fața primăriei. Inima i-a coborât pentru o clipă când i-a venit în minte gândul că ar putea să se răzgândească. În ultima vreme, ea era puțin mai gânditoare și mai liniștită, iar când o întreba ce se întâmpla, ea doar zâmbea trist în răspuns. Când Daria a coborât din mașină, Igor a oftat și a realizat că totul era în regulă, că nu se răzgândise. Au intrat în sală unde totul era deja pregătit, iar Igor a observat cum bunica Dianei zâmbea răutăcios. Nu putea înțelege ce se întâmpla. Daria a alunecat și șalul care îi înconjura gâtul a început să cadă. A fost un moment, dar Daria l-a prins și l-a pus din nou în jurul gâtului. Apoi s-a uitat la bunica ei. Ea a zâmbit ca și cum ar fi susținut-o. S-a uitat la Igor, care zâmbea. Și a decis. Nu va mai face ce cere bunica ei. Nu mai era supărată pe nimeni și nu-i păsa ce vrea bunica ei. Părinții ei nu mai pot fi readuși la viață. Daria vrea să fie fericită, așa că va face tot posibilul. Valer Sergeievici și-a luat furios sacoul și s-a dus la bar pentru a-și turna ceva mai tare. Nu a înțeles ce se întâmplase. După un moment Daria a fugit, iar Igor a rămas palid și a privit după ea. Am cerut înregistrările." Și așa vreau să înțeleg totul, fiul a plecat, nu răspunde la apeluri, nici Daria, ce s-a întâmplat între ei, nu am înțeles. Când au adus videoclipul, Valeriu Sergeievici bea deja al treilea pahar. Era îngrijorat pentru fiul său, privea cum Anna încerca să-l sune. Dar telefonul nu răspundea mai întâi, iar apoi s-a oprit complet. Bine, să vedem ce am ratat, iar apoi vom gândi unde să-l căutăm pe fiu pe videoclip se vedea cum Daria mergea încet alături de Igor, apoi se împiedică și eșarfa ea lunecă de pe umăr. Daria o ridică și o pune din nou pe umăr, apoi se uită înapoi. Pentru o clipă, se apleacă spre Igor și îi spune ceva, după care fuge. Igor o privește după, palid ca moartea. Nu văd nimic neobișnuit, doar că Daria a renunțat să se căsătorească cu fiul nostru. Asta e tot. Valeriu Sergeievici a fost interesat de un detaliu. A început să deruleze videoclipul și, când a ajuns la momentul în care eșarfa i-a lunecă Dianei de pe umăr, a oprit-o și a făcut un cadru mai mare. La început nu au putut înțelege ce era pe gâtul Dianei, dar când s a uitat mai atent, au realizat cine era. Au amintit imediat de ziua aceea, când o fetiță de 10 ani, cu arsuri grave, le-a strigat că le va răzbuna pentru moartea părinților ei dar suntem foarte vinovați față de ea după acea zi. Nici măcar nu am încercat să o ajutăm. Avea doar o bunică alături, iar noi nici măcar nu am vizitat-o niciodată. Pentru că eu am acoperit-o pe tine, am făcut totul pentru ca tu să nu fii arestată, a strigat Valeriu Sergeievici la soția sa, iar tu te distrai cu amantul tău. Ești tu de vină pentru tot, e vina ta. Acum fiul nostru suferă și trebuie să-i spui totul. Ai înțeles. Valer, cum să-i spun despre toate? Mă va ucide. Trebuie să plătim pentru asta. Această fată nu este vinovată de nimic. Dacă avea ceva în planuri, a renunțat pentru că a realizat că nu are nimic. Nu se poate întoarce. Ea este o fată inteligentă. Iată ce ai stricat, ca întotdeauna am crezut că te-am iertat, că totul a fost uitat, dar nu, totul a revenit cu o nouă forță și acum fiul nostru simte aceeași durere pe care am simțit-o și eu atunci. Și totul este din vina ta. Larisa Georgivna s-a întors de la nunta nepoatei sale, care nu a avut loc. A trecut prin camera ei. Mai rămânea atât de puțin, dar a stricat totul. Și de ce a făcut-o? Larisa nu înțelegea, la urma urmei, acești milionari ar fi putut fi ruinați, lăsați fără nimic, iar apoi ar fi putut râde de ei, dar nimic nu a ieșit. Nu era furie, nici măcar pe nepoată. Pur și simplu i s-a părut puțin rău. Îi pare rău că totul s-a terminat, pentru că în ultimii ani a trăit doar pentru aceasta, doar aceasta i-a dat viață. S-a culcat pe pat și-a închis ochii, iar în cap i-a fulgerat o singură idee, că acum nu mai are rost să trăiască, pentru că nu mai are un scop. Igor stătea în apartamentul pe care îl închiriase pentru a-și aduce soția după nuntă. El bea șampanie direct din gât, inima era sfâșiată în bucăți. În cap îi răsunau cuvintele pe care ea îi le spusese la revedere. Nu te iubesc, am vrut doar să mă răzbun pentru moartea părinților mei, dar am realizat că nu ești de vină. După ce se gândi puțin, își amintea că foarte mult timp în urmă, mama lui a fost implicată într-un accident de mașină, care, așa cum îi spusese ea atunci, nu a fost vina ei. Apoi, tatăl său a plecat de la ea când a aflat că în acea zi era cu un amant. Cunoscându-o pe Daria, el a înțeles că mama lui a fost cauza morții părinților ei, iar tatăl său a mers pur și simplu pe urmele ei. Daria nu ar fi acuzat pe nimeni fără să se lămurească de ce ai făcut asta, mamă? Eu te-am crezut atât de mult, iar tu ești de vină pentru tot și în același timp nici măcar nu te-ai gândit niciodată la ce a rămas în urmă, la fetița despre care nu ai avut niciodată grijă. În schimb, ea și amintea de toate astea. Sergei știa că Daria se căsătorea în ziua aceea. Larisa Georgivna i-a trimis o invitație, i s-a făcut rău, a înțeles că a pierdut-o pe fetița lui pentru totdeauna. Acum el cu siguranță nu se va mai căsători niciodată, pentru că în afară de Daria, nu avea nevoie de nimeni. S-a dus de vreme de la serviciu, a decis să stea pur și simplu acasă, deși nu era ușor, își dorea să bea, să uite de toate. A băut deja două pahare de whisky, dar se pare că alcoolul nu putea învinge toate gândurile care îi erau în cap. Și el rămânea încă treaz. Când și-a turnat al treilea pahar, la ușa au sunat, el a mers să deschidă. Nu înțelegea cine ar fi putut fi, pentru că la serviciu nu spusese nimănui că se duce acasă. Și în plus, își închisese telefonul. El a deschis ușa și a rămas uimit. În fața lui era Daria. Cu părul dezlănțuit în rochie albă, cu fața plângând. Nu am putut să mă răzbun, nu este în firea mea, I-am făcut deja suficient de mult rău omului care m-a iubit, dar nu l-am terminat de tot și am fugit de la nunta mea. Mă vei accepta pentru că, probabil, bunica mea mă va ur. Da, iubita mea, desigur că te voi accepta. Nu te voi mai lăsa să pleci nicăieri. Dar îți promit că vom face pace cu bunica, vei vedea. Dacă v-a plăcut această poveste, mă puteți susține cu un like și să scrieți în comentarii. Pentru voi este doar un clic, iar pentru mine este foarte important. Toate cele bune! La revedere!